Cuvântul lui Dumnezeu este cartea cărților, scrisoarea de dragoste al lui Dumnezeu, care ne este transmisă în fiecare zi prin anumiți oameni care au trăit cu Dumnezeu și au vorbit cu Dumnezeu. Iar în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, versetele 19 jos, cel puțin 3 versete ne spun următoarele lucruri. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le sapă molile și unde e rugină și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Vreau să transmit un lucru. Astăzi, noi avem o viață pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Dumnezeu ne-a dat o viață pentru a trăi. Și numai pentru acest lucru. Pentru a sluji, pentru a ne dedica Lui, pentru a asculta glasul lui Dumnezeu. În timpul vieții noastre putem să ne hotărâm cui îl slujim. Ce facem cu viața noastră, pe cine îl slujim, cu cine trăim și cui ne dedicăm noastră, lui Dumnezeu. Astăzi este timpul în care mai avem timp să ne hotărâm, mâine sau poate clipa următoare nu este a noastră, este a lui Dumnezeu. Când vom părăsi acest pământ, pentru că clipa plecării noastre nu știm când, ceasul și momentul, atunci Dumnezeu ne va întreba pe cine l-am slujit și ne va spune: veniți binecuvântat Tatălui meu și veniți și împărățiți împreună cu mine. Atunci aceia care l-au slujit și s-au apropiat de Dumnezeu, sau duceți-vă de la mine blestemați în chinul veșnic, acelor care nu l-au slujit pe Dumnezeu și au slujit banului, au slujit păcatului, aceste lume. Astăzi avem timp să ne mărturisim la Dumnezeu și să ne apropiem de El și să spunem ca și cântarea aceasta: nu-ți lega inima ta de nimic din lumea rea. Avem nevoie și trebuință de lucrurile acestea pe pământ, dar vreau să vă spun un lucru. Nu trebuie să punem mai mult preț pe lucrurile acestea și să punem preț mult mai mult pe sufletul nostru. Inima noastră să fie lipită de cerul, de Dumnezeu. Amin. Nu-ți lega prea strâns în lume de nimic inima ta. Va veni curând și clipa despărțirii, nu uita. Va veni curând și clipa despărțirii, nu uita. Nu-ți lega inima ta de nimic de lumea rea. Leagă-o azi de veșnicie și de-a lui împărăție. Vine Domnul în curând să ne ia de pe pământ. Sună ceasul revenirii, este timpul pregătit. Nu-ți închipui, stăpânul, locul pe care îl stai. Va veni curând un altul să-ți ia locul care îl ai. Va veni curând un altul să-ți ia locul care-l ai. Nu-ți lega inima ta de nimic din lumea rea. Leagă-o azi de veșnicie și de-a lui împărăție. Vine Domnul în curând să ne ia de pe pământ. Sună ceasul revenirii, este timpul pregătit. Va veni curând răsplata după fapta oricui. Ține seama de urmarea gândul pe care îl pui. Ține seama de urmarea gândul pe care îl pui. Nu-ți lega inima ta de nimic din lumea rea. Leagă-o azi de veșnicie și de-a lui împărăție. Vine Domnul în curând să ne ia de pe pământ. Sună ceasul revenirii, este timpul pregătirii. Astăzi te poți pregăti. Astăzi mă pot pregăti. Poate mâine este prea târziu. Tu decizi, eu decid în locul meu. Tu trebuie să te hotărești și eu trebuie să mă hotărești pentru a ajuta Dumnezeu. Va veni curând ruina
se care ți-o zidești. Nu uita de locuința care o ai când nu mai ești. Nu uita de locuința care o ai când nu mai ești. Nu-ți lega inima ta de nimic din lumea rea, leagă-o-ați de veșnicie și de-a lui împărăție. Vine Domnul în curând să ne ia de pe pământ, sună ceasul revenirii, este timpul pregătit. Va veni curând și ceasul întâlnirii cu Hristos. Fericit vei fi văzându-l că te așteaptă bucuros. Ajută-ne, Doamne! Fericit vei fi văzându-l că te așteaptă bucuros. Haideți împreună să cântăm. Nu-ți lega inima ta de nimic din lumea rea, leagă-o azi de veșnicie și de-a lui împărăție. Vine Domnul în curând să ne ia de pe pământ, sună ceasul revenirii, este timpul pregătit. Va veni curând și clipa întâlnirii cu Iisus. Fericit vei fi văzându-l că te așteaptă bucuros. Fericit vei fi văzându-l că ne așteaptă bucuros. Amin. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare.